10 investiții pe care să le ții toată viața. Am lansat primul curs, 1% Mindset, ai link în descriere, costă $29, ai peste o oră de content premium, compactat, din care vei învăța foarte multe lucruri. Secretul averii este să investești constant în lucruri care se vor aprecia în teorie pe termen nelimitat, care vor avea valoare pe termen nelimitat. Dacă investești doar în chestii pe termen scurt, învârți, scoți, vinzi, cumperi, aia cumva se numește speculă și dacă banii pe care îi câștigi din speculă nu îi pui în ceva care te ajută pe termen lung să construiești la averea ta, teoretic nu ajungi nicăieri. Și foarte important, eu nu sunt consultant financiar. Nu-ți dau sfaturi ce să faci cu banii tăi. Îmi dau cu părere. Ce aș face eu, cum văd eu lucrurile. Deci nu spun să cumpere acum sau să vinzi acum. Vorbesc la general. 10 investiții pe care să le ții toată viața. M-am uitat de curând în Time Machine la New York Times și în 1929, pe bursă, acolo, în ziare, era o listă cu acțiuni. Printre care, British American Tobacco, Rio Tinto. Astea sunt două care mi-au rămas în cap. Sunt două companii care au rezistat pe bursă de peste 100 de ani de zile. Au trecut de depresie, criză, inflație, ce vrei tu. Sunt aici, sunt mari, sunt giganți, dau dividende, s-au apreciat. Sunt sigur că își vor menține măcar poziția, poate nu vor mai avea creșteri exponențiale, dar în orice caz sunt de părere că își vor păstra pe termen lung poziția. Astea sunt două investiții. 1. British American Tobacco, 2. Rio Tinto. British American Tobacco, în mod evident, vinde țigări produse din tutun. Știu că mulți o să ziceți că, domne, cum să recomanzi așa ceva, că trebuie să fie o investiție morală. Nu văd nimic imoral în treaba asta. Pentru unii fumatul e o plăcere, pentru alții poate este ceva nasol, iar pentru alții poate fi o investiție foarte bună. Nu te obligă nimeni să fumezi, dar fumătorii există și dacă treaba asta e profitabilă, de ce nu? De ce să nu cumperi? Chiar și cu cele mai mari campanii antifumat, lumea tot fumează și nu include doar produse de tutun obișnuit, sunt și acele produse de tutun mai premium, select, etc. Mă rog, nu intrăm în discuții de tutun sau să vă încurajez să fumați. Cam asta face această companie. Vinde produse normale și premium din tutun la nivel mondial. Nu este singura, dar asta este cea mai veche de pe bursă, pe care eu o cunosc cel puțin. A doua investiție, Rio Tinto. V-am spus, Rio Tinto minează, produce resurse naturale la nivel mondial. Rio Tinto, de fapt, este un râu din Spania, dar ea a fost fondată, adică ea este listată pe bursa de la Londra și cred că mai este încă pe o piață, dar nu mai țin minte dacă e pe US sau pe Australia, dacă e pe US. Deci are dublă listare. Eu o cunosc și am cumpărat pe bursa de la Londra. Rio Tinto produce minereuri de fier, aluminiu, titaniu, sare, diamante, cupru, nichel, litiu, a fost scandal în Serbia cu litiu, cobalt, aur, argint, de toate. Deci ce e profitabil, ce se caută, aia minează băieții. Au contracte la nivel mondial, produc. În ultimii 3 ani, Rio Tinto a avut cash flow gigant, au dat dividende colosale. Acum 5-6 ani Rio Tinto era 13-16 lire. Dacă luai cu 15 lire, acum nici un an ajunsese la un maxim de 62 de lire. Aveai de 4 ori banii, iar dacă nu vindeai, aveai dividende de $9 într-un an. $9-10. Deci la acțiune de $15-18, mă rog, lire de fapt, avea un dividend de aproape 70-80%. Deci, eu zic că e o companie valoroasă de care ar trebui să ținem pe termen lung, pentru că produce ceea ce cu toții avem nevoie, resurse naturale. 3. Aur. A treia investiție pe care o ții pe viață, o mică rezervă de aur. 50, 100, 250, 500 de grame, 1 kg, cât îți permiți să ții. Fă-ți o rezervă de aur pe termen lung, aur de investiție de 24 de carate, ține de el cât poți de mult. În cazul în care bubuie în preț, poți să vinzi aurul, să cumperi chestii la reducere. Acțiuni, imobiliare. Depinde cât ai. Ca să vorbim de imobiliare cu aur să renteze, deja discutăm de la 1 kg în sus. Dar dacă ai 50-100 de grame, poți, dacă bubuie aurul cum a bubuit în 1980, de la $100 la 850, adică de 8,5 ori, rentează momentul ăla să dai aurul, să cumperi acțiuni care dau dividend. Deci muți câștigul spectaculos în pozitiv cash flow la diverse companii
chiar precum cele menționate mai devreme sau pe care le voi menționa acum. Astea trei investiții. A patra investiție ar fi, în mod evident, un apartament, respectiv un spațiu comercial, pe care să le închiriezi. Deci la portofoliu de investiții pe termen lung, ar fi ideal să ai acolo o garsonieră sau un mini spațiu comercial. Există garsoniere și la 25.000 de euro în țară, la noi, pe care poți să iei 150-200 de euro. Eu primul apartament pe care l-am cumpărat și, sincer, tot ceea ce vă spun aici, eu dețin. Deci tot ceea ce vă spun în acest episod, eu fac deja. Nu e ca și când vă spun ceva ce eu n-aș face niciodată. Am acțiuni la Rio Tinto, am acțiuni la British American Tobacco, am aur, am argint, am apartament închiriat. Un apartament pe care am dat 35.000, l-am renovat, l-am pus la punct, am ajuns la vreo 49.000, l-am închiriat cu 320 de euro pe lună. Iar apartamentele, garsonierele mici, chiar și pe timp de criză, vor avea chiriași. Pentru că ăia care sunt foarte afectați, cei care nu au bani, poate că pleacă, poate că nu mai au bani, dar vin ăia care stăteau în 3 camere, în 4 camere, aveau rate, care totuși au joburi cât de cât ok, sau încă mai au bani, și vor să se mute în ceva ieftin. Deci îți pleacă chiriașul actual că nu mai are bani, dar vin aia care sunt puțin mai bogați, care acum sunt mai săraci și vin la tine. Deci chiar și pe timp de criză, imobilele mici, eficiente, cu costuri mici, vor fi la mare căutare. Vor suferi într-adevăr cei care cumpără imobile scumpe, vile, ineficiente, costuri foarte mari, pentru că acolo e o piață restrânsă și nimeni nu le dorește pe timp de criză. Deci o investiție este foarte binevenită, soții, pe viață. Acum, pe viață, ce înseamnă? Țin un bloc din 1950 și îl țin că 80 de ani. Poate că îl vinzi și ții altceva. Ideea este la portofoliul tău acolo de investiții, pe termen lung, să ai acolo o proprietate. Proprietatea aia care să-ți producă ceva. 200 de euro. Sunt niște bani. Sunt chiar aproape jumătate din salariul minim pe economie net din România. O altă investiție pe care eu sunt de părere că ar trebui să o avem pe viață este un teren într-o poziție cumva încă nedescoperită. În Râmnicu Vâlcea, acum 15 ani, cine avea terenuri pe Dem Rădulescu, era câmp, era nimic, era o bucată de câmp. A trecut pe jumătate un bulevard, s-a făcut o nouă punte de legătură din oraș către ieșirea din oraș, numai Ocolești, s-a făcut o linie dreaptă. În jurul acelui bulevard era pădure, nu era nimic, era câmp. Și pe acolo erau diversi proprietari din bătrâni. Ei bine, au vândut băieții acum terenul cu 100, 200, 300 de euro metru pătrat, pentru că s-a transformat în intravilan, și au venit dezvoltatorii imobiliari. Adică sunt bucăți de teren pe acolo care sunt sigur că s-au vândut cu milioane. Becali a făcut bani din terenuri și foarte mulți oameni au făcut bani din terenuri. Deci un teren undeva, pe lângă oraș, extravilan în mod special, dacă este, pe termen lung, nu știi când și dacă se va întâmpla, te poate transforma în milionar. Dacă l-ai cumpărat la momentul potrivit sau dacă l-ai moștenit. Deci un teren sau niște terenuri în zone cheie pot fi o investiție genială. Mai ales că un teren nu are costuri foarte mari de întreținere. Trebuie să dai cu coasa, dacă ai iarbă, trebuie să plătești impozit la primărie și mare parte cam atât. Adică ai mentenanță minimă, costurile sunt minime și pur și simplu pe termen lung îți pot aduce foarte mulți bani. Eu, unul, am avut un teren, un singur teren pe care l-am cumpărat pe firmă, am vrut să fac acolo depozit, să fac mai multe lucruri și într-un final n-am mai făcut pentru că am considerat că este ineficient și l-am vândut după un an, deci l-am cumpărat cu ideea, făcusem și proiect, l-am cumpărat cu ideea să construiesc ceva și mi-am dat seama că, bă, e cam ineficient, totuși hai că fac altceva, m-am mutat cu magazinul meu în oraș și am hotărât să-l vând. Și l-am vândut cu un profit de 13.000-12.000 de lei la un an distanță. Deci, pentru mine, din nou, a fost o investiție foarte bună. A fost un teren intravilan, la stradă, la drum județean, de 800 de metri, în județul Vâlcea. Deci a fost un teren la stradă. Dacă prezi un teren la stradă, la un preț foarte bun, ai face bine să-l cumperi. Sau dacă auzi pe cineva, o cunoștință care vrea un teren la stradă, la DN, la autostradă, la drum județean, asfaltată și cu utilități, la un cost decent, ar fi bine să te interesezi să-l cumperi, pentru că ăla peste câțiva ani va avea o valoare foarte mare. Și, repet, nu îți cere de mâncare. Deci deja am ajuns la British American Tobacco, Rio Tinto, aur, un apartament, respectiv un spațiu comercial din care să generezi o mică chirie, un teren, 6-7
aș putea să spun că merită să facem o investiție în companii foarte profitabile care vând energie. Aici nu pot să dau fix o companie pentru că e puțin volatil. De ce e volatil? Vezi cazul OMV Petrom. Eu sunt investitor în OMV Petrom, sunt partener OMV Petrom. Îmi pare rău de tot ceea ce se întâmplă acum, adică moftic ce s-a întâmplat cu Austria. Mă doare că n-am intrat în Schengen. Pe de altă parte sunt partener OMV și cumva e nașpa când se întâmplă ceva de genul ăsta. Putea fi Germania, putea fi o altă țară, putea fi Olanda, nu mai contează. Deci sunt chestii care nu țin de tine. OMV Petrom produce energie. E producător, furnizor, distribuitor de energie. Chiar printre cei mai mari din Europa. De Est, zic ei. Deci produce gaz, curent, petrol. Dar vin perioade din astea sensibile în care nu e idee bună să pui toți banii acolo. În mod evident. Sunt diverse companii la nivel mondial care sunt producătoare de energie. Sunt locale, Nuclear Electrica, Romgaz, OMV Petrom, repet. Aș merge mai tare pe termen lung pe Nuclear Electrica, de exemplu. Nu chiar pe viață. Nu aș să spun că pe viață. Aici rămâne cu semnul întrebării. Două companii producătoare de energie pe care le muți în funcție de, nu știu, cum bate vântul, habar n-am. Nu-ți mai place OMV, te muți în nuclear, nu mai place nuclear, te muți în gaze, nu mai merg gazele, te muți în, eu știu, diverse. Dar sunt de părere că două companii care produc energie, vând energie, sunt profitabile, dau dividende, sunt foarte binevenite la portofoliu. Investiția numărul 8. O companie din categoria Public Utilities. De-a lungul timpului am discutat de Public Utilities Stocks, care pe termen lung bat aurul. Deci dacă luăm 20 de ani, care aurul a fluctuat un pic după inflație, pe termen lung, dacă ai o companie care e de interes public, e listată pe bursă, dă dividende și le reinvestești timp de 20 de ani, faci efect compus, bați aur, bați multe alte investiții, bați imobiliare, bați tot. Public Utilities ce înseamnă? Poate să fie Compet, România, care e de interes strategic, mută prin țevile statului produse petroliere. Poate fi Romgaz, bine, așa, de energie, dar tot de interes public. Poate fi de telefonie mobilă, poate să fie AT&T, poate să fie Verizon. Oamenii au nevoie de telefonie mobilă. Acum vezi în care firmă te bagi. Eu, să vă spun sincer, m-am băgat în AT&T. Am vreo 135 de acțiuni în AT&T, pe care le-am cumpărat când au scăzut foarte, foarte brutal, la $14. Acum undeva la $18. Am câștigat un 20% și vreau să mai adun pe termen lung. AT&T dă un dividend trimestrial. Au avut niște modificări ei acolo la strategia lor, dar în orice caz, ceva de genul ăsta. O companie din categoria Public Utilities. Și mai avem două companii care îmi plac foarte mult. Două companii care sunt indispensabile pe timp de criză. Una este Coca-Cola. Adică Coca-Cola bea toată lumea, produse din gama Coca-Cola. Coca-Cola și Pepsi dețin, nu știu, 90 și nu știu cât la sută din toate băuturile globului. Indirect, prin conglomerate, holding-uri. Nu doar Coca-Cola, adică e Coca-Cola, bei Fanta, e tot al lui Coca-Cola, bei Sprite, e tot al lui Coca-Cola, bei Nesti, tot al lui Coca-Cola. Și tot așa. Pepsi a cumpărat Aqua Carpatica, nu știu, 30% din acțiuni. Pepsi are Mountain Dew, Pepsi are Lipton, Pepsi are Schweppes, Pepsi sau Coca-Cola are Schweppes. Cred că Coca-Cola are Schweppes. Nu știu, una din două, în orice caz. Deci, aceste băuturi se vând mereu. Că e criză, că nu e criză, românul bea o sticlă de cola. Să fim serioși. Deci, astea vor merge întotdeauna. Sunt cumva companii recession-proof, respectiv companii care au vechime și sunt și incluse în dividend aristocrați. Deci sunt niște indici de renume, de top, din SUA, care sunt stabile, se consumă, sunt profitabile, dau dividende, vor rămâne aici și când vom avea recesiuni. Coca-Cola este una și mai avem încă una. McDonald's. McDonald's dă dividend, e acum la all-time highs, acum nu știu dacă e idee bună să cumpărăm Coca-Cola, că e destul de sus. Dar e pe profit, toată lumea știe de McDonald's, foarte mulți oameni merg la McDonald's. Dimineața am fost la McDonald's să-mi iau o cafea, pentru că este singurul loc în orașul ăsta, în Vâlcea, care e deschisă la ora 7 dimineața.
Deci și eu consum McDonald's, nu consum Coca-Cola, consum Aqua Carpatica, alu Pepsi, nu prea consum băuturi acidulate eu de fel. Nu, pentru sănătate, nu e bună pentru dinți, mă rog. Dar sunt oameni care consumă și aceste două companii, Coca-Cola sau Pepsi, respectiv McDonald's, sunt companii care sunt cunoscute la nivel mondial, sunt consumate de foarte mulți oameni și cu greu vor pleca de aici. Și ăsta ar fi 10 investiții pe care să le ții pe viață. Le împrăști cum vrei tu. Rezumatul este o investiție în resurse naturale, o investiție în imobiliare, o investiție într-un teren care mă la categoria imobiliare, o investiție sau două investiții în energie, o investiție în aur, o investiție în țigări, mă rog, în ceva ce se consumă de foarte mulți oameni, cam ăsta e rezumatul. Țigări, Coca-Cola, McDonald's sunt produse care sunt consumate la scară largă de foarte mult, de miliarde de oameni. Ceva de interes public, strategic, cum ar fi telefonie mobilă, țevi, transgaz, țevile de gaze ale României, tot ce înseamnă țeavă galbenă în țara asta e lui transgaz, ce aia de interes public și indiferent că e criză sau nu, cineva o să consume gaz prin acele țevi, din nou, și două companii care să fie din sectorul energetic. Deci dacă ai mixul ăsta de investiții pe termen lung, în mod evident, nu o să pornești cu toate deodată, simultan. Ideea e să construiești cărămidă cu cărămidă, cărămidă cu cărămidă, pe termen lung. Iar dacă reușești să ai mixul ăsta de investiții, public utilities, produse care se consumă la scară largă, aur, imobiliare, terenuri, resurse naturale, imobiliare și ce am mai spus în clip, dacă ai mixul ăsta de investiții diversificate, ești bine. Pur și simplu, ești aproape indestructibil când va veni o recesiune. Deci, vei fi bine. Vei fi bine, vei avea cash flow, vei avea lichiditate, vei avea ceva. Și cei mai mulți oameni, chiar dacă poate, sunt oameni care au bani foarte mulți în imobiliare, dar nu au lichiditate. Sau foarte mulți bani în bursă, dar n-au altceva. E bine să te diversifici și cocktailul ăsta mie mi se pare că este pe termen lung o rețetă pentru avere nelimitată, în ghilimele, să-i spunem. Sunt foarte curios, voi care ați crede că ar fi 10 investiții pe care să le țineți o viață? Dacă sunteți de acord cu cele pe care le-am enumerat eu sau dacă aveți și altele în cap. Ne vedem în următoarele episoade.